De amploare în Constanța la această oră la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul în acest caz este estimat la 5 milioane de euro. Colega mea, Gabriela Mihai, ne spune mai multe. Bună dimineața, Gabriela, ce informații ai? Bună dimineața, au loc 11 percheziții domiciliare în Constanța la 3 persoane bănuite de infracțiuni economice, mai exact de evaziune fiscală. Acestea ar fi făcut mai multe achiziții de utilaje în domeniul panificației. Prin firme fantomă au fost făcute aceste achiziții și în felul acesta s-a creat un prejudiciu de 5 milioane de euro. Practic, toate aceste utilaje erau cumpărate din spațiul intracomunitar și ulterior revândute, așa cum spuneam, prin intermediul mai multor firme fantoma, așa s-a creat acest prejudiciu de 5 milioane de euro. Mai multe persoane vor fi duse la audieri și ulterior vom vedea dacă se vor face și reține din acest caz. Mulțumesc foarte